Laura, dar tu ce faci? Eu am turnat mâncare pentru papagal. Eu cred că ea este foarte delicioasă. Eu nu știu, deoarece nu am gustat-o. Dar ce se va întâmpla oare dacă oamenii ar gusta mâncare de papagal? Nu știu, probabil se vor transforma în papagali. Te poți transforma în papagal? Tu vorbești serios? Mhm. Da. Probabil se vor transforma în papagali. Oh! Laura, vrei o prăjiturică cu niște suc? Da, desigur că vreau! Dar ce umplutură ciudată are! Probabil e ceva nou! Dar de ce nu s-a primit nimic? Ce nu s-a primit? Nu, nimic. Ciudat. Ce mi s-a făcut somn. Oare cine sună la ușă? Laura, du-te și deschide, este cineva la ușă. Nu înțeleg. Laura! Laura! Laura, scuze, nu știam că o să reușesc. Hai să vedem cine sună într-una la ușă. Iete, cât se poate? Sun la ușă deja de jumătate de oră. Am uitat și eu odată cheile acasă și nimeni nu-mi deschide ușa. Da, din câte văd, tu nu ești Laura, dar eu deja crezusem. This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This